O investiție și o acțiune culturală prin care Fălticeniul va respira patriotism de mare calitate se anunță pentru sărbătorirea centenarului Marii Uniri. Informația a fost furnizată de primarul Cătălin Coman, care a precizat că e vorba de modernizarea aleii pietonale și montarea mai multor piese de teatru care vor pleca într-un periplu prin țară, dar și în două țări nordice. La Bucovina TV, în emisiunea Raportul de seară, primarul Coman a subliniat că la capitolul investiții e vorba de realizarea, în colaborare cu Asociația Strada Mare, a unui ansamblu statuar al elitelor. Dorim să reabilităm alea pietonală din fața primăriei și parcul primăriei. Acolo vor fi amplasate, acum avem un bust al unui erou, vorba de Maior Ioan. Dorim să amplasăm busturi a altor doi eroi fălticineni. Primul comandant de submarin în primul război mondial a fost din Fălticeni. Și acest lucru nu poate decât să ne onoreze. Am purtat o corespondență strânsă cu Ministerul Apărării. Avem o fotografie. Asociația Strada Mare din Fălticeni, o asociație de oameni extrem de bine pregătiți și de motivați de a face ceva frumos pentru Fălticeni. Vrem să deschidem, să realizăm un ansamblu statuar acolo, lângă Nicu Gane. Altarul eroilor se va numi, pe lângă Maior Ioan, să mai amplasăm busturile a doi eroi din Fălticeni, care se reprezinte războiul de independență 1877, primul război mondial 1914-1918 și al doilea război mondial. Practic câte un erou fălticinean reprezentativ din fiecare război semnificativ din ultime 150 de ani ai României și să marcăm astfel anul centenar, dezvelind la anul acest complex, acest ansamblu statuar. De asemenea, vor fi montate mai multe piese de teatru cu sprijinul ambasadei din Suedia, iar spectacolele vor fi prezentate în Fălticeni și județul Suceava, dar și în țară și chiar în Suedia și Danemarca. Suntem în relații foarte strânte și deja lucrăm la un proiect ambițios. E vorba de montarea unor piese de teatru în municipiul Fălticeni, cu actori locali, județeni și naționali, cu finanțare de ambasada Suediei și a unei fundații suedeze, iar toate aceste piese de teatru care vor fi prezentate publicului din Fălticeni, din județ, vor fi apoi prezentate publicului din mari orașe românești și apoi un turneu în Suedia și Danemarca pentru comunitățile românești de acolo, și marcând relațiile de prietenie dintre România și cele două țări nordice. Suntem și aici, o să vă spun mai multe amănunte, lucrurile merg într-o direcție bună, lucrăm la acest proiect, e un proiect frumos și cred că Fălticeniul merită să fie reprezentat pe marile scene. Da.